coborâte afară și plouă fără încetare. În aerul ce mă-nconjoară, senzația-i de-nfrigurare. Mi-imaginez cum blândul soare pe cer din nou va străluci, s-aducă viață și culoare, căldura nu va mai lipsi. Primăvară, primăvară, eu cu drag te aștept să vii. Să miroasă flori afară, să aud fril de ciocârlit. Tu îmi aduci emoții în suflet, între sare sub pomii înfloriți și ies pe alei în faptul serii, perechi, perechi de-ndrăgostiți. Și simt că sufletul-mi renaște, e mulțumit fiindcă iubește, iar fericirea o cunoaște atunci când se îndrăgostește. Primăvară, primăvară, eu cu drag te aștept să vii. Să miroasă flori afară, să aud fril de ciocârlit. Tu îmi aduci emoții în suflet, când presare inima, eu am să te slăvesc în cântec, să-ți arăt eu. Să vii, să miroase flori afară, să aud fril de ciocârlit. Tu îmi aduci emoții în suflet, când presare inima, eu am să te slăvesc în cântec, să-ți arăt iubirea. Bună seara și bun găsit la Lumea în Obiectiv, dragi prieteni, seara de dragobete, împreună pentru băi și fete, ca să glumim așa. În această seară lansăm albume și nu oricum, o persoană nevăzătoare își dă startul unui album important. Pentru asta salut Bucureștiu, la doamna Ioana Sandu și Reiter Francisc. Bună seara, bine ați venit, domnilor și doamnelor, și Laura Dănilă Botoșani, președintele Asociației Nevăzătorilor, filiala Botoșani, și protagonista serii Larisa Alexandra Onciu. Bine ai venit! Tânăra nevăzătoare complet. Bine, mă bucur să fiu alături de voi în această seară. Hei, Laura, te rog să o descrii puțin pe tânăra Larisa, pentru că e în comunitatea ta și știi câteva lucruri despre ea. Și apoi ne va spune Ioana Sandu cum a ajuns pe mâna lor să facă un așa album frumos. Bună seara, dragii noștri! Permiteți-mi să vă adresez și eu urările cuvenite într-o astfel de seară plină de încărcătură, în primul rând emoțională, pentru că suntem iată într-o seară a dragostei și nu oricum într-o seară a dragostei autohtone românești. Permiteți-mi să vă spun că în această seară, așa cum am promis împreună cu Mircea, am să aduc alături de mine tineri, tineri nevăzători din filiala Botoșani a Asociației Nevăzătorilor din România, și îmi face mare plăcere să
O am alături de minte, fie și prin online, pe minunata noastră Larisa Unciu. Mai exact, Larisa Alexandra Unciu, o tânără extrem de talentată și un om minunat care pentru mine a reprezentat întotdeauna, în primul rând, un ambasador al tuturor lucrurilor pe care noi le-am făcut împreună, al foarte multor activități pe care noi le-am făcut împreună. De ce? Pentru că Larisa este un om minunat și ea poate, într-adevăr, să deschidă inimi și să trimite mesaje excepționale pe calea sufletelor, în primul rând, datorită talentului ei minunat muzica și a abilităților muzicale pe care ea le are. Și să știți că este și o foarte bună actriță. Ea are veleități deosebite în ceea ce privește lumea teatrului. Noi am descoperit-o în mai multe activități ale asociației noastre și mă bucur din suflet să o salut pe ea, să salut pe dragii noștri inimoși, compozitori și pe domnul compozitor și pe soția dumnealui, pentru că eu i-am întâlnit așa, pur și simplu, prin intermediul lui Mircea și prin intermediul unei emisiuni binecuvântate de Dumnezeu, așa încât am putut să deschid calea acestor tineri minunați și iată, am început cu Larisa și se pare că a fost de bun augur. Vă îmbrățișez pe toți și dați-mi voie să îi spun Larisei să vă transmită câteva cuvinte. Ok. Larisa, spune-ne puțin cum te simți tu după această descriere frumoasă a doamnei președinte și apoi doamna Ioana și domnul Reiter poate să vorbească despre Larisa câteva cuvinte când a întâlnit-o și dorința ei de a cânta, de a descoperi acest talent nu de X, care n-a fost la X Factor ca poate Andrada Precup sau la România ai talent ca alte persoane nevăzătoare, dar talentul ei deja e pe piață din februarie. Larisa, spune-ne cum te simți, cum este? Două piese ai scos până acum. Da, chiar mă simt foarte fericită, în primul rând, și foarte emoționată. De ce? Pentru că eu când am luat legătura cu domnul writer Francis și cu doamna Ioana, am avut atâta fericire, deci nu pot să-mi închipui. Am avut impresia că e un vis. Deci extrem de emoționată mă simt. Ok, mulțumim. Te vom mai întreba și pe parcurs. Acum o să mergem la București, de acolo de unde se dă ora exactă, la doamna Ioana și la domnul Francis. Vă rog, aveți cuvântul. Vă îmbrățișăm și ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră. Și eu și soțul meu nutrim speranța că până la urmă în România toată lumea are aceleași șanse. De fapt, egalitatea de șanse ar trebui să primeze într-o țară civilizată. Și că o dizabilitate poate deveni abilitate, acesta este un lucru des întâlnit. Avem nenumărate cazuri de oameni cu dizabilități care au demonstrat nu numai că își depășesc dizabilitatea, ci că performează într-o abilitate pe care cei care n-au dizabilități nu o posedă. Acum, ce să spun? E mult de spus în legătură cu Larisa. Noi am descoperit-o pentru că ne-ai recomandat-o tu, Mircea, și ne-am bucurat că putem să facem un bine pentru un om talentat. Noi am făcut acest bine nu pentru că are dizabilități, ci pur și simplu pentru că este foarte talentată. Acesta este lucrul care primează. Iar glasul Larisei promite foarte mult. Acum, evident că timpul va spune ce înseamnă succes și publicul este acela care trebuie să vină în întâmpinarea melodiilor cântate de Larisa. Dar cu siguranță ea are vreme pentru ca să recomande în România și un alt fel de interpret și să-și facă până la urmă un repertoriu cu care să pătrundă în Galeria de Aur. Eu cred că repertoriul propriu pe care noi îl oferim este de fapt calea către succes. Repertoriul propriu,
nu preluări, nu imitații. Știm cu toții că acesta este secretul unei adevărate cariere. Nu a imita este carieră. A imita niciodată nu rezolvă nimic. Lumea va prefera originalul în locul copiei. Iar Larisa, eu cel puțin când am auzit-o prima dată, Larisa are aceste capacități de a da viață unei melodii prin interpretare. Pentru că melodiile în sine rămân moarte atâta timp cât nu sunt interpretate. Iar ea poate să-i dea viață unei melodii. Bineînțeles, soțul meu e o compune, adică îi realizează muzica, orchestrația. Versurile sunt semnate de către Mariana Dumitru. Ne-am gândit la această formulă care să poată să îi asigure o colaborare a la long, adică o colaborare care să ofere un album. Iar eu ce pot să fac ca interpretă este să-i spun care sunt pașii, ce ar trebui să facă pentru a-și realiza propriul stil. Stil de interpretare, stil de comportament, chiar și noi mai așa, mai vorbim și stil vestimentar și atitudinal, că de fapt un interpret este un om complex. Este și un actor, cum spunea doamna Iulia, da? Trebuie să fii și actor, trebuie să-ți joci bine piesa. 3 minute, 4 minute, cam atât durează o piesă de muzică ușoară. În 4 minute tu trebuie să-i convingi pe cei care te văd că trebuie să dea repetiri, că trebuie să mai te asculte încă o dată și să-și mai dorească să te mai asculte. Totul este ca o mică piesă de teatru concentrată la maxim. În 4 minute tu să-i convingi că ești foarte bun. Altfel, telecomanda se va duce mai departe, cu siguranță. Ce să zic? Haideți să auzim și o piesă dacă ne-ați pregătit astăzi ceva. Păi noi să vă pregătim. Păi da, dacă ați pregătit ceva pentru noi să vă auzim în această seară, pe Larisa să o auzim, pe dumneavoastră, împreună, eu știu cum ați pregătit împreună cu Larisa. În această seară, Larisa, este seara Larisei, nu este seara mea. Și eu am acest obicei de a lăsa fiecăruia partea lui. Ok, astăzi, bine. Însă această seară este vorba despre ea. Și nici nu aș face această imprudență să sunt eu și cu Larisa ca să o pun în dificultate și să se facă o comparație între două fete. Aș evita această comparație, cu eleganță, aș evita o comparație între două fete. Eu mă bucur, dar uite, să dea Dumnezeu să putem cânta peste 15 ani și atunci să fim amândouă consacrate, să avem și un public numeros și Doamne ajută să putem cânta pe una, dar nu așa. Deci, este nedrept. Da. Și e nedrept în pur elegant. Iar Mircea, știi ce-ți propun eu? Tu, după ce noi mai realizăm cuvinte, tu să preiei de pe YouTube piesele pe care Larisa... Corect. Larisa, pregătită să ne cânți? Da. Doamna Laura și doamna Ioana și domnul Reiter vor să te asculte și cei care ne urmăresc vor să-ți audă ceea ce tu ai realizat. E timpul tău. Da. Astăzi o să vă cânt pentru că este ziua îndrăgostiților. Voi cânta o piesă, Vino iubire în viața mea. Un timp mi se arată un vis o față zâmbitoare. Mama pe umeri poartă și-n mână îmi aduce o floare. Îmi spune că-i sunt o gătită, că-i simt dragă mai de mult. Mă simt puțin nedumerită, însă îmi place să-l ascult. Vino iubire în viața mea, vino și caută-mi inima, să-mi fie viața un cer spunin, în locul meu de soare plin.
de dragoste să mă înfior, să-mi crească aripi, să simtă mor, să râd, să cânt cu nefiresc și să iubesc. Este glasul mângâiere, iar în sunt clopoțele de argint. Cuvintele o adiere îmi sună ca un dulce alint. El poartă suflet primăvara cu fluturi și parfumă de flori. Apare când se lasă soara, dispare cum da primizori. Vino iubire-n viața mea, vino și caută-n inima, să-mi fie viața un cer senin, sufletul meu de soare plin, de dragoste să mă înfior, să-mi crească aripi, să simt că zbor, să râd, să cred cu nefiresc și să iubesc. Vino iubire-n viața mea, vino și toată inima, să-mi fie viața în cer senin, sufletul meu de soare plin, de dragoste să mă foarte frumos, mulțumim Larisa Alexandra Onciu. Mă întorc către Laura Dănilă, pentru că de la Botoșani a plecat toată această, ca să zic, om care se numește omul de aur al lunii februarie 2021. Spune-ne, când ai cunoscut-o prima dată, când prima dată a concertat către Asociația Nevăzătorilor sau în alte evenimente, dacă, pentru că de acolo știu sigur că voi ați avut un aport important în viața Larisei de când este mică. Pe Larisa Mircea, prima dată am văzut-o și eleva a venit la noi la Asociație, cel puțin asta am văzut despre ea. Era micuță, cred că clasa 3-a, 4-a și juca foarte frumos într-o piesă de teatru împreună cu doamna învățătoare pe care o avea atunci. Au venit niște copuși din acestea și era o foarte bună mânuitoare de copuși și mi-a lăsat o impresie deosebită. Apoi, cu timpul, am revăzut-o pe Larisa, o adevărată mânuitoare. A cântat în cadrul Tarascului muzică populară pe care noi îl aveam entuziaști și încet, încet Larisa ne-a dovedit că poate cânta toate genurile muzicale. Aș vrea să spun că Larisa cântă Dumnezeiește Pricesne, iar acest lucru l-a făcut live în foarte multe dintre mănăstirile pe care noi le-am vizitat în zona Mureșului atunci când am făcut o tabără destinată femeilor cu deficiențe de vedere, o săptămână de zile. Larisa, printre multe alte activități pe care le-am avut acolo, mi-a încântat, așa cum ți-am spus, foarte, este o enciclopedie de pricesne și a lăsat o impresie deosebită pe unde a trecut prin toate mănăstirile și cred că cel mai înălțător moment a fost când în ziua de Sfântul Ilie a cântat în fața foarte multor oameni prezenți la o manifestare ortodoxă extraordinară în zona respectivă cu foarte mulți preoți. De asemenea, Larisa a cântat pentru noi în toamnă Ave Maria, o versiune extraordinară în limba italiană de ciliață. Larisa poate atinge foarte multe tonalități, poate atinge foarte multe stiluri muzicale. De aceea eu m-am bucurat foarte tare că ei poate să-i scrie cineva piese într-o formulă originală. De data aceasta am întâlnit o altă Larisa, sigură pe ea și nu numai. Fiecare melodie scrisă de distinsul compozitor, vreau să spun că pentru mine a fost încă o dată, aș
așa ca și o confirmare a sorții călăriei. Așa cum spunea și doamna Ioana, imitația este una, iar valorizarea ta ca și persoană, atingând este nemai întâlnite, într-adevăr, te face unic. Din punctul meu de vedere, la noi în Asociația Nevăzătorilor Filiala Botoșani mai sunt foarte mulți tineri care au abilități muzicale și mi-ar place ca măcar ca fiecare dintre ei să fie audiați de distinși compozitori și măcar fiecăruia dintre ei, pentru că nu cu toți, să fim realiști, nu cu toți se face performanțe sau se pot atinge performanțele Larisei, dar măcar fiecare dintre ei să primească aceste sfaturi de care vorbea doamna Ioana. Deci, iată, atitudine, modalitate de a te prezenta și așa mai departe, scenică, mimică. Este greu să o atingă o persoană nevăzătoare, dar nu e imposibil dacă este explică, metodic, cum anume să se întâmple. Iată, ei vor evolua din toate punctele de vedere, pentru că abilități la făcut un greu. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați făcut aceste lucruri și permiteți-mi să vă spun așa o presiune că pe fiecare dintre ei, atunci când vă veți face timp și vom încerca să vă punem în legătură cu ei, pentru că pentru mine toți tinerii au un loc special în inima mea, să ține drept să nu îi prezint pe fiecare dintre ei, să li se dea o șansă, cu timpul să-i puteți audia pe toți și să puteți să șlefuiți aceste diamante ale noastre. Vă rog, dacă aveți ceva de completat către doamna Laura Danile, doamna Ioana. Da, ne bună și suntem deschiși propunerii doamnei. Acum trebuie să dorească și dumnealor să vină către noi, adică dumnealor să intervină și să ne spună, să ne cânte. Larisa a avut acest curaj și a fost foarte hotărâtă. Știți ce? Ea are o calitate extraordinară, este teribil de ambițioasă, de determinată. Are un caracter puternic și probabil aceste lucruri îi dau mare atu. Pentru că sunt foarte mulți care cântă frumos, dar nu au ambiție. Nu doresc să facă ceva. Este o treabă de a te autodepăși. Sau ei nu este teamă. Ea nu este teamă de cântat pentru că se simte sigură pe ea. Posibil este într-adevăr o urmare a caracterului puternic. Bineînțeles că un nevăzător are anumite sensibilități. Nu trebuie să... Eu îi spun tot timpul, draga mea, nu trebuie să te miști în exces. Lumea nu vrea să fii dansatoare. Noi nu dorim să devină dansatoare, noi dorim interpretă. Și sunt nenumărate exemple, Stevie Wonder, George Nicolescu, care nu fac precum măscăricii pe scenă. Ei pur și simplu stau într-un loc așa cum se pot mișca, dar au voci de aur. Vorbim despre glas aici, nu vorbim despre mișcare, vorbim de atitudine, nu? Atitudinea, da, trebuie să existe. Dar bineînțeles că depinde de fiecare interpret în parte. Știți, noi nu ne asemănăm nici între noi, niciunul dintre noi nu e la fel cu celălalt. Evident că nici interpreții nu pot fi la fel. Și îi așteptăm să ne spună, trebuie să cunoști, trebuie să știi cine este, să-i cunoști neapărat identitatea, numele. Și să-i cunoști profilul psihologic, să știi ce îi place, care sunt predilecțiile. Contează foarte multe lucruri. Oricum, rețeta succesului nu există, să știți. Au nenumărat. Până la urmă, startul este important și capacitatea de a te strânge, de a te autodetermina. Cred că aceste lucruri sunt fundamentale. Noi așteptăm, doamna Laura. Ne bucurăm că sunteți un astfel de lider. Să știți, eu tot zic că este nevoie de lideri pe această marjă a dizabilității. Ne bucurăm că aveți un glas care cere drepturi. Ați înțeles? Deci să cere drepturi. Și cunosc de când eram destul de mic,
atunci eu pot să creditez pe evoluțiile lor, pentru că, vă dați seama, la noi este o adevărată sărbătoare, deci noi avem o activitate asociației, este o doreală sărbătoare să îi vezi pe toți cântând, dorind să se afirme, făcând sketch-uri, făcând tot felul de piese de teatru și la noi, să știți, colaborăm atât persoanele mai în vârstă, cât și persoanele tinere, mai ca să putem să creăm acest liant și să putem atrage în activitățile noastre, pentru că numai așa vom avea un viitor trainic și vom putea să schimbăm generația mai ușor. Și atunci eu consider că dacă știi, deci sunt foarte mulți oameni care spun, tinerii, dimpotrivă, dacă creditezi un tânăr, părerea mea este și eu lucrez cu foarte mulți tineri cu dizabilități, cu foarte mulți tineri cu dizabilități și care nu au dizabilități, și dacă îl creditez, fie că are o dizabilitate, fie nu, cu toată capacitatea de a-l asculta și de a-l îndruma, și dacă îl creditez și cu capacitatea lui de a da tot ce e mai bun din el, tânărul se deschide ca o floare, pentru că el într-adevăr are ce să ofere lumii mai departe. Dacă tu îl tratezi cu o atitudine din aceea de rejectare, normal că devine ca un arici, spios și nu mai colaborează. Ei, în momentul în care tu ca adult, care ai trecut prin viață, știi cum funcționează, mâna respectivă va fi întotdeauna întâmpinată cu, chiar dacă la început cu o ușoară timiditate, dar va fi întotdeauna întâmpinată cu bunăvoință și atunci schimburile între noi de generații vor fi mult mai puternice. Larisa, spune-ne despre tine puțin vis-a-vis de cariera muzicală. Poate că când a fost prima dată când ai cântat? Când ți-ai descoperit vocația? La câte evenimente și pe unde ai participat? Fă-ne un scurt istoric așa despre tine. Așteptăm pe Larisa. Da, aștept să ne spui despre tine puțin, un istoric despre tine din cariera muzicală pe care tu ai făcut-o până acum. Când ai început, pe unde ai cântat, când ai descoperit vocația asta? Eu am cântat de la vârsta de 7 ani, în clasa întâi am descoperit vocea asta, adică de fapt mi-a descoperit-o un profesor de muzică de acolo, de la școala generală. Dacă îi spun numele, domnul profesor Tablan, și a lucrat cu mine, bineînțeles, îmi dădea să cânt, dar melodie, na, de la diferiți interpreți. Ce puteam eu să cânt atunci la 7 ani. Așa, și după aceea tot prin școală am început să cânt. După aia mai fost pe la anumite televiziuni, am fost pe la Favorit cu doamna profesoară Ana Pioaru, de la Școala Populară de Artă din București. Și am mai fost apoi pe la Etno, pe la Teo, am mai fost. Și uite așa, într-un final, ca să descoper prin dumneavoastră, prin legătura dumneavoastră cu domnul Francis Reiter și cu doamna Ioana Sandu, ca să am și piesele originale. Și bineînțeles, doamna Mariana Dumitru, care ea, dumneai, îmi creează versurile și vreau să le transmit multă sănătate și multă mulțumire din suflet. Acum cred că e timpul să mai auzim și a doua piesă pe care ai făcut-o, pe care tu ai ales-o în această seară, să te auzim. Ce ne-ai pregătit din albumul tău pe care îl vei face și cum se numește albumul pe care îl vei realiza
în curând și va ieși pe piață. O să vă interpretez. Numai puțin, Mica, deci a întrebat un interpret cum se va numi un album care va fi finalizat în 2-3 luni, este pripit. De obicei, numele unui album se realizează și se stabilește în momentul în care matrița este gata. Niciun caz nu pornim la drum în a face un album. Nu, mă gândesc că poate are o idee asupra albumului. Nu, n-ar cum să aibă o idee, pentru că ea nu știe cum va fi tot albumul. Am înțeles. Mă gândeam că are voie idee. Nu, ascultă-mă, nu știe nici Franții, nu știe nici Mariana, nu știe nimeni cum va fi albumul. E posibil din toate aceste melodii, aceea la care nu te aștepți să fie cea mai bună. Am înțeles. Nu, mă gândeam că are așa o piesă pe care ea o are din trecut și acum acest album trebuie original, nu poate fi din trecut melodia. Deci ca să faci un album de autor înseamnă că toate piesele sunt semnate Francis Writer ca coadă. Ele vor suna într-un fel, au un sound, au o masterizare, dacă vrei să fii profesional. Dacă nu, da, ideea e că piesele pe care le-ați scos până acum, Țara Mea și Primăvara, sunt excepționale. Felicitări! Toate vor fi cu același sound, deci toate vor fi îmbrăcate într-o haină specifică. Atunci când pui o altă piesă, iată, din anii 80, nu o să sune niciodată ca una dintre piesele astea făcute acum, cu mijloacele actuale. Iar denumirea albumului, de obicei vă spun eu că, iată, am până acum publicate 15 albume pe piață. Eu m-am gândit uneori că denumirea ar trebui să fie titlul celui șlagărului, piesei care să pătrundă cel mai bine către public. Nu înseamnă că este preferința mea muzicală. Și cea mai ascultată piesă de public. Nu știu. Eu cred că este, mă gândesc așa când le ascult pe toate, mă gândesc că acea melodie ar fi cea mai aproape de public. Dar nu înseamnă că e cea mai aproape de mine. De cele mai multe ori, piesa care dă titlul nu este preferința mea. Am înțeles. Sunt clar. Și acest lucru s-ar putea să aibă și această surpriză când le va asculta la final. O să-i spun, bine, dacă o să aibă Vino iubire în viața mea, o să-i zic, bine, mai bine punem Țara Mea, că este să fim, știi, în nișă patriotică. Sau nu știu, vom vedea, bine, eu sunt pendinte de profesorat și am tot timpul gândul ăsta că un nume de lucrare, un titlu de lucrare, un titlu de album se pune la final și chiar îl modifici dacă la final ți se pare că este în neregulă. Asta se întâmplă la orice poezie, orice lucrare, oricum ar fi ea. Larisa, ar trebui, poate ne cânt, tu ești pregătită să ne cânti și Pricesne? O Pricesne, ne cânti? Da. Bine. Numai să stai, Larisa, ascultă-mă puțin și concentrează-te. Stai numai în dreptul telefonului și nu te mai mișca, pentru că o să creezi așa un mic zgomot și nu se aude foarte bine. Iartă-ne, dar știi că noi suntem cam pretențioși. Și publicul e pretențios, numai doamna Ioana. Nu, dar știi cum facem? Cârcotim după fiecare și zicem, n-a fost bine asta. De ce asta? Asta e situația. Și cu mine să știți că sunt la fel. Deci uneori îmi vine să-mi dau palme după o filmare. Nici nu cred că e adevărat. Cum am putut să fiu? În ce hal am putut să fiu? Și sunt primul meu critic. Dacă mă uit și când mă uit și la filmare, deja mă fac praf. Singură mă fac praf. Eu încerc să fiu cu ea un pic mai direct, așa, eu am văzut că am cu cine să vorbesc, că e o fată foarte deșteaptă. Și profit de inteligența, e vorbit cu sinceritate, adică imediat percepe critica și face. Se pliază numai decât, că dacă n-aș fi sesizat calitatea ei intelectuală, nici nu mai vorbeam. Așa că, draga mea, ești pregătită pentru o priceasnă? Cum da. Am cântat o melodie bisericească pe care preotul mi-o cere de fiecare dată să o cânt. Are voie să o cânte doar preotul, dar mi-o cere mie să o cânt. Și este o melodie foarte scurtă care se numește Iubite voi, Doamne. Te rog, hai să ascultăm această piesă. Iubite voi, Doamne, vârtutea
Mulțumim tare, tare, tare mult. Da. Povestește-ne puțin, Larisa, despre cele două piese pe care le-ai realizat până acum, Țara mea și Primăvara, în luna februarie 2021. Da, ce să povestesc? Piesele le-am realizat cu doamna Mariana Dumitru și cu domnul writer Francis, Primăvara. Și Țara mea. Și când ai primit această ofertă, când să cânți așa piese frumoase, când tu foarte multă vreme ai cântat muzică populară, cum ți s-a părut trecerea asta? Da, mi s-a părut foarte, foarte bună trecerea, mai ales că mie, da, de mic, că îmi plăcea să cânt, nu chiar îmi plăcea să cânt populară, ci îmi plăcea să cânt ușoară. Și acum vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că în sfârșit pot cânta muzică ușoară de care vreau eu. Iar piesa aceasta, Primăvara, este o piesă foarte, foarte veselă. Uh-huh. Foarte veselă și Țara mea, la fel, mi-am dorit o piesă cu țara, pentru că eu n-am avut niciodată o piesă cu țara. Am mai cântat piese, dar nu din repertoriul meu, ci din repertoriul altor interpreți cu țara. Am înțeles. Dacă... Să știi că noi mai avem niște melodii pe care Larisa le-a trimis înregistrate, dar mai durează, sunt surprize. Da, astăzi foarte bine, foarte bine, dar putem cânta dar Primăvară, pentru că suntem la început de primăvară, ce zici? Da, și avem și o melodie pentru 8 martie, dacă sunteți cu minți, o să o ascultați. Da, chiar suntem cu mințea, vă ascultăm, pentru că e seara voastră de concertat, adică a Larisei, și... Ar fi păcat să nu-i dăm microfonul să nu ne cânte. Dacă are ceva de completat între timp, până se pregătesc toate uneltele de cântat pentru Larisa, poate să ne spune Laura ceva, eu știu, de acolo, din nordul Moldovei. Eu ce să vă spun, decât că sunt foarte încântată, trăiesc bucuria ori de câte ori văd o piesă a Larisei și... chiar să știți că se observă stilul vestimentar, deja este altceva. Am fost foarte atentă la modalitatea cum s-a lucrat acest clip al Larisei. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte tare. Iată, dacă într-adevăr mult mai multe persoane își unesc, bunele intenții într-un scop frumos, chiar poate să iasă ceva extraordinar de cum să zic, productiv, în primul rând. Și poate să ajungă într-adevăr cu mai multă ușurință la inima oamenilor. Așa cum spunea doamna Ioana, într-adevăr, noi nu trebuie neapărat să punem accent pe mișcarea aceea scenică excesivă. Noi putem să transmitem, așa cum suntem, de acolo de unde suntem, foarte multe mesaje prin intermediul cuvântului, prin intermediul glasului. Poate că avem mult mai multe aturi decât alte persoane care nu au poate o voce foarte bună, în schimb au o mișcare, le permite, mobilitatea să aibă o mișcare scenică mult mai bună. Ei, noi putem, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vorbesc numit dintr-o anumită ipostază și într-adevăr să simt că s-a făcut liniște și într-adevăr mesajul meu a fost perceput de toată lumea. De ce? Pentru că, într-adevăr, am reușit să dau valoare și putere cuvântului doar stând locului și știind unde, cum, când și pe cât anume din cuvântul respectiv sau din fraza respectivă să pun accent. Pentru că e foarte important. Putem vorbi foarte mult și să nu transmitem nimic, putem să ne mișcăm foarte mult și să nu se înțeleagă nimic de acolo,
dar putem să fim la fel de liniștiți, la fel de, eu știu, discreți în viața noastră, da? Și de acolo totuși să putem capta niște energii pozitive care să le putem transmite oamenilor mai departe. Alma e tare frumoasă, am văzut-o pe Alma în imagine, e tare frumoasă, foarte drăguță, să străiască. O să ne o arăți mai bine dacă vrei. În prima... E chiar în fața ta acolo, da, poți să pui mâna pe ea să ne o arăți aici la cameră. Că noi o auzeam mereu prin intermediul telefonului când făceam înainte și să o vedem și noi cine este prietena. În prima etapă a stat liniștită la Lorin în cameră și din păcate a venit și mi s-a așezat în brațe. Foarte frumoasă, să străiască. Și acum să o auzim pe Larisa. Cu primăvara. Ce mă orâte afară și plouă fără încetare. În aerul ce mă-nconjoară, senzația-i de frigurare. Imaginez umblându-l soare pe cer din nou va străluci. Să aducă viață și culoare, căldura nu va mai lipsi. Primăvară, eu cu drag te aștept să vii. Să miroasă flori afară, sau un strâmbe ciocârlit. Mi-a adus emoții în suflet, sunt presară inima, eu am să te slăvesc în cântec, să-ți arăt iubirea mea. În anotimpul primăverii trec sub pomii înfloriți și ies pe alei în faptul serii, perechi de-ndrăgostiți și simt că sufletul-mi renaște, e mulțumit fiindcă iubește, iar fericirea o cunoaște atunci când se îndrăgostește. Primăvară, eu cu drag te aștept să vii. Să miroasă flori afară, sau plinde ciocârlitul. Mi-a adus emoții în suflet, sunt de soare inima, eu am să te slăvesc în cântec, să-ți arăt iubirea mea. Da, primăvară, eu cu drag te aștept să vii. Să miroasă flori afară, sau strile ciocârlitul. Mi-a adus emoții în suflet, sunt de sare inima, eu am să te slăvesc în cântec, să-ți arăt iubirea mea. Larisa, spune-ne, te rog frumos, care a fost artistul tău în copilărie pe care l-ai îndrăgit? Și poate ai vrut să ajungi ca el când ai fost mare. Mie mi-a plăcut, nu știu ce să zic, dacă am avut chiar un artist preferat. Mie mi-a plăcut aproape toți artiștii, deci eu... Pe cine ascultam, cine îmi plăcea cum cânta, dar îmi plăcea să cânt, de exemplu, ca Andra. Ca femeie îmi plăcea să cânt ca și Andra, bine, dar nu vreau să copiez acum, dar așa îmi plăcea mie când eram mică. Și mai plăcea de cineva Nico.
Dar nu Nicola, Nico. Nico. O mai plăcea. Da, da, am înțeles. Da. În regulă. Deci, dintre cele două, ai una mai preferată? Cea mai preferată este Nico, pentru că și Andra îmi place, dar nu știu, Nico parcă, nu știu, mă unge așa pe suflet, parcă îmi dă emoții mult mai... Dintre domnii, dacă... domnii artiști, da, ca să le spunem domn, că ele sunt doamne. Păi am avut, de exemplu, George Nicolescu, îmi plăcea foarte mult. Și mai mult, chiar îmi plăceau și formații din astea tinere. De ce nu? Adică mi-e place să ascult muzică aproape orice gen, dar să nu fie din asta, eu știu, vulgară sau... Na. Da, să fie melodii cu texte frumoase, versuri frumoase, da, cu melodii frumoase. Nu. Te regăseai într-un anumit artist când, atunci sau acum te regăsești? Aceleași preferințe mai sunt și acum față de ce era în trecut? Sau s-au schimbat între timp artiștii? Nu, nu s-au schimbat, nu. În regulă. Laura, mă gândesc că Larisa a participat și la concursuri, pentru că știu că Asociația Nevăzătorilor din fiecare filială mai fac astfel de concursuri. Da, Larisa ne-a reprezentat și la festivalurile de muzică populară. Ne-a reprezentat foarte bine la stilul romanță. Larisa cântă foarte frumos romanțele. Iată, o altă facetă a Larisei este aceasta. Și să știi, dacă împreună cu formația, mereu ne aduceau acasă cele mai frumoase locuri. Mereu ne trezeam noi așa cu locul 1, cu locul 2. Chiar să știi că a participat și la grupul vocal și acolo au venit cu rezultate frumoase. Adică la noi în Iliana Botoșani întotdeauna a existat o tradiție în ceea ce privește abilitățile muzicale. Au fost și foarte mulți instrumentiști. De ce? Pentru că au fost absolvenții liceului pentru deficienți de vedere Moldova din Târgu Frumos și acolo se pune accent pe instrumente, învățarea instrumentelor și foarte mulți dintre dumnealor chiar au făcut performanță. Noi avem și un CD al Taracului Entuziaștii al Asociației Nevăzătorilor cu piese de sculder, grele, atât interpretate atât la instrumente, cât și cataract, cât și voci. Așa cum spun, totdeauna privesc acești oameni, de ce? Pentru că eu nu am abilități muzicale deosebite, dar îi privesc cu un respect extraordinar, pentru că nu este ușor să muncești ca să poți să atingi aceste performanțe. Ori pe ei se pare că asta îi caracterizează. Munca pentru a atinge aceste frumoase performanțe și eu sunt extraordinar de bucuroasă și mă rog lui Dumnezeu că încet, încet să trecem cu bine peste pandemie și să se reia astfel de concursuri ale noastre specifice. Auzisem la un moment dat o discuție că aceste concursuri, mă rog, ar fi așa cumva subestimate. Este o mare greșeală. Iată, aici lângă noi ar putea să confirme distinta interpretă și domnul compozitor, ce înseamnă să perseverezi până când șlefuiești o melodie, până când atingi niște, eu știu, tonalități, până când dai viață unui cântec așa cum trebuie el să fie într-adevăr conceput, pe ce criterii trebuie conceput. Doamna spunea că este un adevărat profesor. Ei, asta ne trebuie nouă până la urmă. Eu îmi doresc foarte tare dacă se va putea ca lansarea acestui album să fie făcută unde? La noi. De ce mi-aș dori eu în zona noastră? Pentru că acolo ați înțelege, sau poate ați întâlni acești oameni mult mai la ei acasă și ați înțelege emoția locurilor. În primul rând pentru că noi suntem un oraș binecuvântat de Dumnezeu cu cultură și cu oameni minunați
Și iată, noi ne străduim să ținem mult ștacheta ridicată din acest punct de vedere. Noi avem și tot felul de cenacluri în cadrul Asociației Nevăzătorilor. Există cenaclul Antioane, unde noi ne desfășurăm foarte frumos. Larisa este una dintre participantele destul de des întâlnită în cadrul cenaclului. De acest cenaclu se ocupă soții Bălan și este într-adevăr o modalitate extraordinară de a le da șansa tinerilor să-și dezvăluie abilitățile. Și deci, iată, partea culturală la noi în Asociația Nevăzătorilor filiala Botoșani este, cu foarte mare seriozitate îngrijită de către doamna referent Carmen Moraru, care este un om excepțional. Deci mie îmi face o reală plăcere să vorbesc atât despre echipa cu care lucrez, cât și despre componenții acestei echipe lărgite, care sunt tinerii noștri și membrii în general. Pentru că, într-adevăr, toți merităm, cum să zic, toți ne aducem aportul și toți merităm laudele în egală măsură. Ce ziceți, doamna Ioana Sandu, domnul writer Francisc, despre aceste realizări pe care Asociația Nevăzătorilor filiala Botoșan le are cu acești tineri? Și iată că și dumneavoastră aveți un astfel de tânăr în această seară prezent. Ne bucurăm, ceea ce auzim este extraordinar. Bine, eu am o vorbă din Botoșani în toată țara, adică sperăm toată țara să fie la fel, să trecem și peste graniță, pentru că nu ne temem că valorile de acolo pot să demonstreze național, nu numai local. Și cred că există aceste valori. Marginalizarea în România... Da. Doar o secundă, dacă îmi permiteți, în Germania există o domnișoară care se numește Bianca Pavel. Ea este tot din Botoșani plecată în Germania. Din câte știu, face canto în particular cu o distinsă profesoară de acolo și are iarăși o voce deosebită, așa că atunci când părinții ei vor simți nevoia să vă contacteze cu drag, o să-i pun în legătură. De ce? Pentru că și acea domnișoară nevăzătoare, are 16 ani, are o voce excepțional de bună. Ea ne-a făcut surpriza în acest an și a trimis o colindă, ne-a trimis și o melodie pentru Eminescu, pentru activitățile noastre online și chiar ne-am dat seama că este într-adevăr un copil minunat cu care chiar s-a lucrat, iarăși din nou este o voce lucrată. Asta contează enorm de mult pentru... Da, dar ne bucurăm și o așteptăm. Acum, știți, problema este că un interpret trebuie să se și potrivească pe filonul compozitorului și, bineînțeles, trebuie să-i placă ceea ce face Franțică. El are un stil. Iar, evident, da. Deci, poate să vorbească dacă dorește, da, să da, ne spune că... Da, ceva, dar nu am înțeles, dar asta este. Trecem mai departe. Și Larisa și cu Franții s-au potrivit. Ei efectiv s-au potrivit ca stil. Nimic nu e obligatoriu. Deci nu înseamnă că putem încerca și după aceea putem ajunge la un stadiu superior. Apropo de... Franții compune și muzică folclorică, nu populară, că este impropriu spus, pentru că el este de naționalitate german. Iar a trăit în România, cunoaște foarte bine folclorul din România, dar cunoaște și folclor rusesc, să știți. Deci el are, mai zic unguresc, el e vorbitor de maghiară. Dar vorbitor și de română, dar și de maghiară, iată, este dotat din punctul acesta de vedere. El poate să compună folclor. Bine, și acolo are stilul lui, să știți. Deci eu știu exact care sunt melodiile lui și care sunt celelalte. Și nu un folclor din ăsta urban, penibil, ridicol. Un folclor profund. Piese destul de grele. De obicei, el propune piese grele. El e un compozitor greu. Din punctul acesta de vedere, mai rar să întâlnești jucării. Piese jucării nu prea sunt. Iată că Larisa a înregistrat astăzi două melodii. O să îi le masterizeze Franții. La fel, sunt două piese foarte grele. Deci că el i-a și spus... Cred că ai trimis și ai răbdare, nu, Larisa? Cred că a trimis și ai răbdare. Lasă că e o piesă foarte grea, o piesă complexă, un pop-rock, altceva. Și oricum toate se doresc a fi diferite. Ai întrebat-o pe Larisa de interpreți.
nu știu dacă, iată că la ea percepția este doar auditivă și mă gândesc că ar fi trebuit să o întrebi din folclor ce interpreți a avut preferați. Că tu ai început cu folclor, Larisa. Ai început să cânți folclor când erai micuță sau ai început să cânți muzică ușoară? Care a fost începutul tău, pe folclor sau pe muzică ușoară? Dă-i drumul la microfon, Mircea, te rog frumos, da? Imediat o să o auzim și pe Larisa. Da, ea a început pe folclor, din ce știu, la școală. Ea era la orice serbare. Cine cânta folclor în școală? Larisa. Deci așa am cunoscut-o pe Larisa, cântând folclor. Da, că vom vedea. Cred că o să aibă și câteva piese din acestea. O să vedem în timp. Haide că îi dă Mircea de cap acolo, la butonel, și îl bibilește pe butonel. Da, să și vrea că... Tehnologia asta este o problemă delicată. Gata, poate să vorbească. Uite, Larisa este host now, ai făcut-o gazdă. Asta ai făcut-o pe Larisa, gazdă. Dar microfonul e tot pe mut la Larisa. Nu. Dar ai făcut-o într-adevăr gazdă. Larisa, tu poți să dai la... Acum ești gazdă și poți singură să-ți dai microfonul să-l plezi de pe mut. Să apeși tot pe butonul din primul din stânga, de acolo. Da, să și să-ți apese pe butonel ca să poți să dai microfonul să-ți fie utilizabil. Te descurci? Este tata pe acolo? Da, se descurcă, sunt fer convins că s-a descurcat ea și în lucruri mai grele. A venit tata și tata salvează situația. De ce zic, uite că eu am cântat întotdeauna muzică ușoară pe scenă, muzică populară foarte rar, muzică populară când doar în context privat, doar petreceri, lucruri, mă rog, limitate. Nu sunt interpret de zonă, eu sunt interpret de folclor în general, nu de muzică populară. Și fac diferența între ele. Dar în timp așa am descoperit că și folclorul are piese foarte interesante și totuși dragostea mea, muzica ușoară, poate să ducă și către folclor. Poate, uite, Larisa în timp o să cânte și muzică de revistă, poate să cânte și muzică din asta cu satiră, cu comic. De ce nu? Că ea e o ființă jovială și credem că are diverse posibilități. Reușim? Nu reușim să dăm drumul la microfon. Larisa, tot acolo unde ai păsat pe buton în prima dată, tot acolo îl poți deschide. Nu știu, nu, gata, nu vrea. Gata, a reușit gata. În momentul ăsta. Ok. Da, te rog, răspunde la ce spunea doamna Ioana Sandu despre folclor. Când erai mică, ce cântai? Cântai muzică ușoară sau cântai folclor? Nu, nu am cântat muzică ușoară, deci când eram mică, da, într-adevăr, când eram mică, ascultam muzică populară, așa, am cântat populară, dar mai țin minte și ce melodie populară am cântat. Că era o melodie, o horă lentă, așa, și pot să-i spun și numele. Ce piesă? Se numea Hora de la Rădășeni. Uh-huh. Și Hora de la Rădășeni se numea. Larisa, dar o mai ții? Adică poți să o mai cânti? O cântam. O mai știi? Eu cred că da. Da, știu așa. Da. Iar mai știu observat... și mi-a mai plăcut o piesă. Când ne-a cântat mai devreme o priceaznă, are inflexiuni de muzică psaltică absolut deosebite. Muzică psaltică nu poate cânta oricine. Este delicată această muzică. Și Larisa cântă foarte frumos muzică psaltică. În mod clar, de Crăciun vor trebui făcute astfel de melodii care să tindă cumva și către folclorul de tip religios. Păi să auzim și a doua piesă. Mă gândesc că Țara mea e o altă piesă frumoasă și merită să o auzim. Și apoi și una din piesele folclorice pe care ea a îndrăgit-o cel mai mult să o pregătească și pe ea,
să ne cânte așa una după alta, dacă dorește, să ascultăm. Da, zi te rog, Larisa. Deci asta spuneam, că o să recânți Țara mea și o piesă folclorică. O piesă folclorică, dar aia care o am eu, care am zis că o țin minte, nu am negativ la ea. Da, o să văd. Ne poți face a capela, nu-i problemă. Așa, merge. Da. Bun. Acum ascultăm pe cele două piese și ne întoarcem. Lină de colorate flori, albe pe imaz, iar la vale susurând, plângi-n pârâiaz. Iarba verde obășteau zeci de mielușei, iar eu copil voiam să mă joc cu ei. Țara mea dragă, cât te iubesc, aici voi sta cât am să trăiesc. Și niciodată nu voi schimba, ești prea frumoasă, țara mea. Nu-i altă țară în lumea mare care să-ți aibă asemănare. Stam pe pragul din pridvor, cât m-am înălțat, am privit în sus pe cer și m-am minunat. Munțimeți ce străluceau într-un soare cald, iar pădurile urcau sus pe pisc înalt. Câte dealuri, câte văi pline de livezi și câmpii cu rod mănos, nu-ți vine să crezi. Dunărașii râuri mari, delta colonzare, peste toate mai avem litoral la mare. Țara mea dragă, cât te iubesc, aici voi sta cât am să trăiesc. Și niciodată nu te-a schimbat, ești prea frumoasă, țara mea. Nu-i altă țară în lumea mare care să-ți aibă asemănare. Țara mea dragă, cât te iubesc, aici voi sta cât am să trăiesc. Și niciodată nu te-a schimbat, ești prea frumoasă, țara mea. Nu-i altă țară în lumea mare care să-ți aibă asemănare. Și acum piesa a capela pe care tu ai pregătit-o pentru noi. Da, piesa, da, care nu este a mea, bineînțeles, nu este a mea, este a din repertoriul Mihaelei Ciutacu. Da, și o țin minte asta de când eram eu mică, de mai,
exact de când eram în clasa întâi, de când aveam 7 ani. Da, frunzuliță verde, triste flori, asta-i hora de la rătășănii măi. Hora mare și domnul, cât din zor și până în sară, măi, măi. Sat cu vetri întărit și le vezi mândri înflorite, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, tam dra 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 la rădă și la noi, tam dra 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 dra. Hei, stânga unu, dreapta doi! Hei, ca la rădă și la noi! Asta-i horă mare, măi, badiță, fata-i în cameșă și-n catrință, și flăcă-i în ița, că-s fișor de gospodar, măi, măi, joacă rădășă-n șilii, frumoasă ca florile, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, tam dra 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 dra, la rădă și la noi, tam dra 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 dra. Hei, stânga unu, dreapta doi, hei, ca la rădă și la noi. Frunzuliță verde mărgărit, ora noastră badi s-o gatit, măi. Om veni și altădată la rădășănii pe toloacă, măi, măi. Om veni cu mic, cu mare, când ar și iar sărbătoare, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, tam dra 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 dra, ca la rădășănii la noi, tam dra 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 dra. Hei, frumzuliță de trei foi! Hei, asta-i hora de la noi și se joacă în pas de doi! Mulțumim tare, tare mult! E timpul să ne spuneți așa câteva cuvinte de final, fiecare dintre dumneavoastră. Începem cu Larisa, Laura, Dănilă și doamna Ioana Sandu. Pe rând, despre aceste momente minunate pe care le-am petrecut împreună. Larisa! Da, mă bucur foarte mult că am putut fi alături de niște oameni minunați, niște oameni, nu știu cum să vă spun, că parcă, nu știu, păreți foarte, foarte cunoscuți, de fapt, pe tine, Mircea, știu că te cunosc de la școală, dar pe doamna Laura de la filială, dar pe doamna Ioana, pe domnul writer Francisc și pe doamna Mariana Dumitru, parcă îi cunosc de o viață și le doresc, nu știu, tot binele din lume. Asta pot să le doresc. Ok. Mulțumim tare, tare mult că ai fost cu noi și sperăm că această emisiune să te ajute să mergi încă un pas spre realizarea visului pe care l-ai de mic copil. Laura Dănilă, președintele Asociației Nevăzătorilor Filiala Botoșani, ai cuvântul. Și co-realizatorul emisiunii Lumea în Obiectiv, să punem punctul pe ei. Vreau să vă mulțumesc și eu, așa cum nu mai sufer să nu vă poate să mulțumesc unor oameni minunați. Vă doresc seri frumoase și minunate, așa cum sper să fiu această seară. Vreau să fiu foarte scurtă, de ce? Pentru că să vreau să Larisa să finalizeze această emisiune așa tot acapela cum a cântat în curtea bisericii Ospenia melodia Ave Maria. Deci eu vreau să fiu încă o dată persoana care se scoate în evidență toate calitățile. Iată, Larisa a cântat melodii compuse de biserici și compozitori, a cântat priceasnă, a cântat melodie populară. Și aș vrea spre final să cânte această Ave Maria care a fost dumnezeiască în curtea bisericii Ospenia la noi în Botoșani. Nu cred. Ok, o să cânte pe final. Rugăm și pe doamna Ioana Sandu și domnul Reiter dacă vor să ne spună un cuvânt de final, pentru că sunt oameni care ori va ajuta pe Larisa să își îndeplinească pe deplin visul.
de mic copil. Ne bucurăm că putem să facem această bucurie. Eu cred că dar din dar se face și sunt convinsă că rostul nostru pe pământ e bine pus deoparte. Iar bucuria pe care noi o oferim este necondiționată. De fapt, plenară. Acesta este cuvântul. Doamna Laura, vă mai așteptăm și pe dumneavoastră cu ce credeți că putem să ajutăm. A cântat acum populară și mă gândeam că Botoșaniu este o zonă conservatoare în ceea ce privește folclorul și ar trebui exploatat acest lucru, ținând cont că sunt puține interprete în România care mai cântă de zonă și sunt foarte multe care cântă de toate, ca la un mozaic așa, dar sperăm în timp să realizeze Larisa un repertoriu de invidiat, efectiv. Adică un repertoriu care să o identifice. Asemenea Sofiei Vicoveanca, uite, iată că vorbesc de un model. Eu am iubit-o pe Sofia Vicoveanca de când mă știu, deși eu sunt și franții la fel și o iubesc în continuare. Deși eu sunt din Prahova, eu sunt prahoveancă, iar Franța este bănățean. Dar eu am iubit muzica moldovenească. O cânt la petreceri. Forța cu care cântă doamna Sofia Vicoveanca o admir, pentru că nu orice femeie poate să dea atât de multe nuanțe. Uneori când cântă, este ideală în melodie. Sofia Vicoveanca este o poveste. Asta este. Diferența între ea și alte interprete este că Sofia vine cu o poveste. Povestea vine inclusiv de la mărgelele de pe gât până la traistă, până la opinci. Deci Sofia Vicoveanca înseamnă în muzica populară românească un mit. Când îți propune să facă bună dispoziție, numai ea știe cum o face. Deci iată. Da, am avut, dar are sens să intrăm acum, că intrăm, vezi că mai avem două minute. Două minute și măcar un minut dacă ne cântă Ave Maria, pentru că nu mai avem mult. Îți mulțumim, vă mulțumim doamna Ioana Sandu și domnul Raiter Francisc, Laura Dănilă și Larisa Alexandra Onciu. Ave Maria, un minut, pentru că apoi ne scoate Zoom și ar fi păcat să pierdem. O strofă pentru tot. Da, o strofă. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu ebulieribus, et benedictus, benedictus fructus fructus ventris, ventris tu Iesus. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă. Până data viitoare, rămâneți cu bine, dragi prieteni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă
cere și m-a minunat. Mulți semestre străluceau într-un soare cald, iar pădurile urcau sus pe pisc înalt. Câte dealuri, câte vai, pline de livezi, și câmpii cu rod mănos, nu-ți vine să crezi. Ești prea frumoasă.